Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea De ale Buzoianului în studioul Campus TV în această seară. Invitatul meu este domnul doctor Adrian Zoican, șeful UPUS MURD. Bună seara, domnule doctor, bine ați venit. Bine seara. Este, domnule doctor, o perioadă aglomerată din toate punctele de vedere pentru medici. Am văzut că au fost discuții astăzi cu medicii din centrele de vaccinare. Da. V-a speriat puțin. Da, păi cum? De ce? Da, așteptați numai la discuții. Cine vă trage de discuții în general? Să fii cu centrele de vaccinare. Păi medicii n-au niciun contract și au spus că se vor retrage în condițiile în care lucrează practic la negru în centrele de vaccinare. Am înțeles, da. Aspectele astea administrative sunt niște probleme care și ele trebuie rezolvate. Ideea e că noi trebuie să promovăm vaccinarea și trebuie să efectuăm vaccinarea. Adică aici e vorba de viața oamenilor, dacă noi mergem cu niște probleme, deci nu zic că nu sunt reale, dar și n-au susținere legală, mă rog, discuțiile astea, dacă e vorba doar de asta. Dar având în vedere că viața anumitor oameni depinde de acest vaccin sau eu știu, starea de sănătate sau menținerea stării de sănătate, da? Sau prelungirea vieții, Doamne ferește. Deci sunt pacienți cronici care trebuie să vaccineze, sunt pacienți oncologii, sunt pacienți cu probleme imunitare, trebuie să facă vaccinul cât mai repede, adică să ne jucăm sau ce? Adică ce, pe mine mă întreabă cineva ce și cum, ce caut eu în curtea spitalului să stau eu să întreb pe oamenii de sănătate una alta, rămâi aici. Am avut discuția de să vă spun eu. Deci era perioada de la început când îi rețineam obligatoriu și internam obligatoriu pe toți cei care erau simptomatici. Păi când au venit oamenii și au spus, băi, pe mine pe bază la ce? Constituția României spune că sunt un om liber. Și zic, da, dar e ordin de ministru care spune că trebuie să vă izolăm. Și spune, ok, dar există un ordin de ministru, poate să fie mai puternic decât Constituția. Și discuții de genul ăsta. Dar ține și de farmecul. Adică noi a trebuit să discutăm cu omul ăla, să-l lămurim, să-i explicăm că e bine pentru el, că ar fi bine să facă lucrul ăsta. Să... Și după aia, nu a mai fost obligatorie vaccinare. Numai a fost tocmai bine, dar cum să vă spun, a fost o bătălie și o încrâncenare mare atunci la început pentru a minimiza cât mai mult difuzarea acestui virus pe teritoriul României. Și asta a fost miza. De asta a fost la început starea de urgență și acum nu e, deși numărul de îmbolnăviri este foarte mare comparativ cu ce a fost atunci, dar asta a fost și ideea, că noi nu eram pregătiți pentru bătălie. Păi atunci noi despre ce vorbim? Avem vaccinul, avem centrele, de bine, de rău, cum le avem, adică și astea făcute, da, cum, așa, și stăm acum și discutăm că ce statut am eu, că ce, da, bine, nu e nicio problemă. Păi da, până la urmă este o dar eu cred că este un cadru legal la modul că a celor care, da? Medicii de familie, asistentele, așa au spus în majoritate, că ei fac o muncă, sunt voluntari și că ar trebui să fie, da, și plătiți pentru asta. Acolo era o propunere, bine, poate nu, dar era o propunere destul de atractivă din partea guvernului. N-a fost pusă în practică. N-a fost, cred că, da, de asta. Da. Și toți au vrut să vină, că au zis că vor fi foarte bine plătiți și n-a fost pusă în practică. Eu cred că, nu știu, în general, eu am o experiență nu foarte mare, dar eu știu că statul întotdeauna plătește. Plătește mai târziu, dar întotdeauna plătește. Eu asta vă spun așa, că m-am mai lovit de problema asta. Dom'le, nu avem bani acum, dar o să dăm bani. Eu nu cred, adică nu știu acum. Eu stau și mă gândesc că oamenii ăștia trebuie să găsească o soluție. Spre exemplu, și înainte, da, deci nu era pandemia. Să ducea omul la medicul de familie. Da, și spunea, dom'le, am și eu un vaccin, vreau să fac vaccinul ăsta. Păi ce trebuie să-l plătească să facă vaccinul ăla? Atunci hai să-l plătim, să mai fie gratuit și să fie funcțional. Să vedem cui convine. O să le convină medicilor când o să vină pacienții și o să spun, mi-a cerut bani să facă vaccinul? Sau ce trebuie făcut? Avem un vaccin care e eficient, e cunoscută eficiența lui, avem un vaccin care este gratuit, nu că e ieftin, este gratuit, da? Care e problema? Da, de organizatori. Haideți să facem efort, să găsim soluții, să rezolvăm problema asta. Dar discuțiile astea, adică, vor fi mult și bine. Eu același lucru aș vrea să-l întreb, de ce nu avem centre de permanență la Buzău? De ce nu avem centre de permanență de ale medicilor de familie? Că sunt multișori colegii mei, adică nu nicio problemă. Dar după pandemia asta am devenit și eu un pic așa mai... Păi cum adică, dacă ei trimiteau tot la spital și noi, dincolo de urgențele care le avem, trebuie să vedem și pe aia care avea anosmie și nu mai știu ce, că trimiși tot de ei la spital. Nu, nu mi se pare în regulă. Adică trebuie toți să ne dăm, cum să vă spun,
Am venit de nu știu câte ori de acasă, nu mai contează acum. Și ce nebunii au fost și ce eu n-am colegi care au suferit, care s-au îmbolnăvit. Adică discuții, da, noaptea printre corturi care erau ancorate, iluminate, cum să așa, eu știu, să stingea lumina cu EKG-ul în brațe, niște șanțuri, sări șanțurile alea pe acolo, adică ce e ușor? Eu le-am spus, mi-au spus unii, mamă, ce e greu, e nu știu, băi, vă invit, haideți mă, faceți voluntare la noi, să vedem unde e mai greu, dacă la voi sau la noi, adică nu e problema unde e mai greu, ideea e de efectul final, da? Sunt vremuri grele, trebuie să ne mobilizăm, dacă înțelegem. Noi vrem, da, avem pretenția și de tot topi. Bă, nu mai suntem în pandemie, nu mai suntem în situație de urgență, nu mai suntem în stare de război. Nu ne mai mobilizăm și noi totul pentru patrie, totul pentru război, nu mai suntem. Nu știu dacă așa gândesc toți medicii. Dar să vină voluntari, uitați, am voluntari, am trei studenți în UPU, din care una e buzoiancă și ne-a chinuit să o ținem aici, că trebuia să plece pe la Constanța voluntară. Da? Deci oamenii sunt oameni care au venit și s-au înscris și au plecat și am doi care sunt din București și sunt voluntari la noi. Am doi voluntari care sunt de studenți anul 5 la medicină. Păi aia mai întreabă cineva câți bani, ce statut au, de ce, că poate le era bine și lor acasă la mămică. Ideea e că oamenilor li s-a promis ceva la început, iar acum nu se respectă promisiunea. Acum, cred că aici sunt problemele. Așteaptă cineva la telefon. Da. Bună seara, sunteți în direct. Dar eu nu știu dacă e asta o soluție, încă o dată vă spun. Vă rog. Aș vrea să vă întreb pe domnul doctor. Am făcut înscriere pe data de 15. Să știți că nu se înțelege aproape nimic. Alo? Da, vorbiți un pic mai tare, mai aproape de telefon, nu știu care e problema, dar nu vă înțelegem. Am început înscriere pe data de 15. Și când m-am dus pe data de 19 la medicul de familie, de sâmbătă, duminică, nu s-au făcut înscriere, că a fost mare. Nu am mai găsit loc. De atunci tot aștept și nimeni nu-mi dă niciun răspuns. Da, s-a înțeles. Să știți că majoritatea buzoienilor sunt în situația aceasta. Da, inclusiv mama și tata. Inclusiv părinții dumneavoastră, nu? Da. Păi e corect, asta e întrebarea tuturor. Noi la început am spus că, Doamne, nu vor oamenii să se vaccineze, că nu e obligatoriu, că nu vin. Și acum, iată, oamenii vor într-un număr foarte mare, dar nu au loc și nu știu nici când vor avea loc. Și vorbim de pacienții în vârstă, vorbim de pacienți cronici. Știți foarte bine dacă spuneți deci astea sunt niște probleme legate de organizare. Înțelegeți? Exact. De aprovizionare, de asta, deci ține de... cum să vă spun e eu? E pe plan național situația. Eu, da, dar gândiți-vă că sunt tot oamenii aia care fac ce făceau înainte și pe lângă asta trebuie să ocupe și cu problema asta. Adică nu sunt alții, n-au apărut alții din cer, n-au apărut alții de nicăieri. Adică se ocupă tot de SPU, da, care se ocupa înainte de absolut tot și a mai survenit și asta. Eu nu știu acum, nu vreau să găsesc scuze la nimeni, dar într-adevăr trebuie rezolvată problema asta, da. Oricum, vorbim despre o platformă care nu funcționează, adică funcționează deci, eu am primit câteva mesaj. Ore, apoi nu mai funcționează. Da? Da. Și Sistemul Național de Asigurări de Sănătate, de raportare al cazului în Sistemul Național de Sănătate funcționează? Păi adică eu vă întreb până asta, că păi medicii de familie când raportează sau specialiștii când raportează la casă cazurile, nu pică sistemul? Pică, evident. Pică de când a fost înființat. De când lumea și pământul pică exact. Și, adică, ei n-au strigat și au asta. Acum ne-am trezit că, opa, ne programăm și nu putem să ne programăm și presiunea mediatică e foarte mare. Păi, da. Eu am încredere în STS, să știți. Asta e o platformă, dacă e făcută de STS, vă spun că e făcută de profesioniști și e făcută să dureze. Dar trebuie găsite soluții. Sau sunt niște probleme cu care noi ne lovim acum, la modul că trebuia făcut ieri. Înțelegeți? Deci tu ești în situație, spre exemplu, noi mai râdem câteodată la spital că ne vin raportări pe care trebuie să le raportăm ieri. Știți? Deci ele sunt, o fi teoretic trimise acum o săptămână, dar ele ajung la noi și trebuia ieri raportată situația. Și mai vine doamna de la registratură și mai aveți o hârtie și zic că tot ieri trebuia să o raportăm și pe asta. Deci, face parte și din felul nostru de a fi al românilor. Deci, acum noi putem să ne schivăm.
să spunem, dar de multe ori noi ne complacem și facem parte din sistem. Adică nu credeți cumva că este... Da, și noi punem umărul, câteodată mai ne lăsăm pe tânjeală și nu lăsăm să lucreze. Cum să vă spun, sistemele nu funcționează perfect. Nu vreau să interpreteze greșit, eu nu zic că asta e o regulă și că așa trebuie să fie. Dar ne adaptăm din mers. E o situație nouă, într-o situație de criză. Și nu sunt alți oameni care sunt implicați acolo. Tot oamenii aia care se ocupau și înainte și erau supra-solicitați și care nu mai fac față și care își doresc să termine odată și să stea și ei să aibă un serviciu normal. Bineînțeles că sunt și mai puține doze de vaccin care ajung în țară și de aceea au apărut probleme. Acum ce să zic? Păi n-aveți ce spune, vorbeam despre probleme în general. Eu mă bucur că medicii și cadrele medicale au reușit, cei care și-au dorit să facă vaccinul. Mai sunt și dintre ei care vor să-și mai facă. Încă sunt pe lista de așteptare, nu? Da, și suntem pe lista de așteptare și asta este. Dar asta nu înseamnă, cum să vă spun, că noi renunțăm la metodele de prevenție. Deci noi nu renunțăm la bătălia care am dus-o până acum. Deci noi am așteptat vaccinul, dar asta nu înseamnă că noi gata, acum trebuie să umblăm fără măști și așa mai departe. Nu, noi trebuie în continuare trebuie să ne protejăm, în continuare trebuie să păstrăm distanțarea, în continuare trebuie să folosim dezinfecția, în continuare trebuie să folosim timpul de expunere. Și așa cum sunt oameni în vârstă care au reușit să nu se îmbolnăvească, așa vor fi și de acum acolo, pentru că nu trebuie să ne relaxăm, ne lăsăm așa că, domnule, a apărut vaccinul. Ok, a apărut, dar până o să ajungă să fie vaccinată o mare parte a populației, astfel încât rezultatul vaccinării să fie influențabil pentru destinerea acestei bătălii cu virusul, mai durează. Și noi nu înseamnă că trebuie să fim mai puțin responsabili. Și nu trebuie să îi acuzăm nici pe medicii de familie care sunt în centre de, sau medicii care sunt în centre de vaccinare și asistenții care sunt acolo și nici pe cei care fac tot ce e posibil să funcționeze. Și mai ales STS-ul. Vă dați seama ce probleme pentru STS? Ce responsabilitate și ce probleme? Dar nici n-ai cum să dai această responsabilitate. Adică numai amatorii s-au legat de STS. Pentru că ăștia sunt niște profesioniști și întotdeauna au făcut numai lucruri foarte bune pentru țară. Da. Să sperăm că o să aibă succes campania de vaccinare. Vreau să vă urmărim la rapel, pentru că v-am filmat atunci. Da, urmăriți-mă, vă rog. Și apoi ne povestiți cum a fost după. Da. Luni a fost a doua doză de vaccin. Urmărim imaginile și apoi vorbim cu domnul doctor. Mulțumim. Nu tare. Deci, domnule doctor, oficial ați primit și doza de rapel, a doua doză, la 3 săptămâni, așa corespunzător, că înțeleg că acum rapelul se va face la o lună, tot din cauza faptului că nu sunt doze suficiente. Vreau să ne povestiți cum a fost, pentru că prima dată ați avut câteva efecte adverse. Acum, cum a fost? Au apărut din nou, nu? Da. Eu am avut, într-adevăr, noi am fost 3 colegi care ne-am vaccinat toți, am fost toți în același moment, ne-am vaccinat pe rând, bineînțeles, și unul n-a avut absolut nimic, mă rog, a avut un pic cefale, unul, eu am fost, să zic, al doilea care am avut o simptomatologie, zic, un pic așa evident, în sensul că am avut frison, febrilitate, dar mai, cum să vă spun eu, simptomatologia a fost mai evidentă decât la prima doză. Da? Am luat medicamente simptomatice și undeva dimineața am început să mă simt mai bine și n-am mai avut probleme după aceea decât așa o oarecare stare de astenie, să zic, care o resimt și acum, dar eu cred că din cauza serviciului. La tot timpul noi suntem obosiți. Da, oboseala cronică. Noi suntem tot timpul, nu ne trebuie cam o săptămână așa să ne revenim și după aia, da. Probabil asta a fost. Și încă un coleg care a avut toată noaptea, chiar a avut destul de multe probleme, adică a fost, simptomatologia a fost și mai evidentă ca a mea, a fost mult mai pregnantă și asta este. Dar acum este și el combatant, e la serviciu. Deci muncește. Au trecut... Da, adică lumea spune, domnule, nu mă mai vaccinez că mi-e frică. Și am zis, de ce să vă fie frică? Nu vă fie frică că e descris în reacțiile care pot apărea.
febră, frison, să descrie lucrul ăsta, numai că sunt episoade unice. Da? Adică poți să compari o boală nemiloasă, da, cu un episod de frison pe care îl tratezi cu simptomatici? În niciun caz. Adică când stai și cântărești care sunt avantajele și dezavantajele, clar balanța se înclină către vaccinare. Și noi trebuie să ne vaccinăm. Acum că sunt probleme organizatorice, e partea a doua, da. Dar... Așteptăm, oricum, problemele sunt în a doua etapă, da. Văd și au de suferit cei care au probleme de sănătate. Și e foarte clar, dacă îmi spuneați că și părinții dumneavoastră încă așteaptă, e foarte clar că sunt probleme și că trebuie, da, să avem răbdare cu toții, astfel încât să ajungem la ziua în care ne vom putea vaccina, nu? Este bine, înseamnă că societatea reacționa și că doresc să se vaccineze foarte mult și înseamnă că e începutul sfârșitului. Așa cum ne dorim cu toții să fie începutul sfârșitului, o să dureze o perioadă, dar asta este. Deci noi ne-am vaccinat și mergem înainte. Marea majoritate noi ne-am vaccinat. În spitalul județean, da? Da, și în spital, da, nu mai ales, eu vorbesc de colegii mei, restul pe alte secții. Sunteți în prima linie. N-am fost, da. Dar noi ne-am vaccinat și n-a fost nicio problemă. Eu mi-am însoțit colegii care au fost mai temători, așa să zic, că chiar am mers și consider că așa e normal, liderul să meargă cu colegii, să-i susțină moral și până la urmă, de ce nu... Da, adică și când lucram la aeroport, acum deviez subiectul, erau pe șef de departamente și când un angajat de acolo, eu acolo am văzut și că știți cum multe lucruri le înveți și din viață, în experiență, și erau șef de departamente în aeroport unde am lucrat o perioadă și veneau și, deci lăsau pacientul acolo, după un sfert de oră reveneau și asistau, stăteau cu el, îl susțineau moral, hai, ok, gata, bine... S-a rezolvat. E vorba despre cei cărora li se făcea rău un avion? Sau... Nu. Angajații aeroportului, aha, dar care aveau susținerea morală a șefilor ierarhici, ca să mă înțelegeți mai bine. Eu fiind și urgentist și așa, colegul lor, normal că a mers și am susținut. Am fost cu ei fizic, nu cu toți, dar măcar cel puțin care cu medicii și cu personalul administrativ, am fost și am însoțit. Cine a dorit să vaccineze? Cine nu? Deci sunt colegi de-ai mei care au făcut boala recent, sunt colegi de-ai mei care au titlu mare de anticorp și tot așa au amânat, au, să zic așa, au cedat momentan doza lor altora. Asta este. Ideea e următoarea, că întotdeauna și în orice activitate medicală, cea mai importantă este siguranța salvatorului. Și eu de asta și insist atât de mult ca urgentiștii și toți cei care sunt implicați în prima linie să facă acest vaccin. Adică eu nu o să pot să uit toată viața perioada aceea crâncenă când am 3 săptămâni, când am fost cam singur prin opul pe acolo și am primit sprijin de la Iași. A venit un rezident, au trimis un rezident de an mare de la Iași care a venit și ne-a ajutat, că altfel nu găseam, nu ieșeam din situație. Deci a fost în fel, dar am asigurat continuitatea gărzii la UPU, am făcut eforturi deosebite, așa, acum au venit colegii, e bine, că eu mă bucur foarte mult când văd Camuscu, că sunt colegii mei acolo, că suntem mulți, că suntem bine, suntem o echipă. Da. Asta e bine. Da. Mai sunt la fel de multe prezentări, pentru că știu că numărul... A scăzut numărul prezentărilor la cei simptomatici. Numărul prezentărilor la cei care nu sunt pe definiția de caz, deci celelalte urgențe, a crescut față de acum o jumătate de an, când eram în pandemie și erau puține prezentări. A crescut, am ajuns iar aproape la 120 de prezentări cu tot cu cei simptomatici, dar a scăzut numărul celor simptomatici. Și de vreo săptămână și ceva așa. Deci, de fapt, de mai demult, atunci imediat după ce a început vaccinarea. Și a scăzut treptat așa, nici nu mi-am dat seama, m-au anunțat prietenii de la colegii de la DSP, ne-au spus, ce faceți, ne-ați trimis numai 12 probe, sunt toate, sigur le-ați trimis pe toate, că sunt numai 12. Erau de la 100? De la da, 60 erau, sau câte da. Trimiteam noi, UPU, numai noi UPU trimiteam. Da, da, da. Da. Și am avut și momentele astea. Vreau să revenim un pic la momentul vaccinului. Credeți că... Dacă știați dinainte că vor apărea astfel de efecte adverse, v-ar fi descurajat? Vă spun că nu. Deci vă spun încă o dată și vă întreb și pe dumneavoastră care este, deci ce este mai bine. Ce pericol e mai mare, da. Să faci boala
sau să faci un simplu episod de reacție adversă pe care nu e obligatoriu să-l faci. Da, nu poți să-l faci, poți să nu-l faci. Da. Eu oricum sunt păgubos și la toate vaccinurile care mi le fac reacție adversă, cu febrilitate, cu frison și cu... Nu, adică nu tot timpul, dar mi se întâmplă. Știu că o să am. Ceva se întâmplă. Deci ori ați pregătit. Nu așa nu tare, nu m-am gândit că așa o să frisonez. Nu, rău, nu? Nu a fost tocmai plăcut, dar a fost destul de... Deci am creat iarăși zâmbete și așa că mi-am făcut un selfie, așa, am făcut o mică înregistrare și am pus-o pe un grup așa al prietenilor și le-am spus vaccinați-vă, chiar dacă frisonați, vaccinați-vă. Și eram așa cu un popolic cu păturile și spun vaccinați-vă. Da, a fost așa un pic simpatic, dar... E bine că n-ați renunțat la a îndemna pe ceilalți. Așteptăm cu mare interes să vedem când începe etapa a treia, adică populația generală, pentru că atunci probabil o să vedem exact câți dintre români vor să se vaccineze, nu? În momentul în care sunt, da, eu cred că sunt mulți care vor să vaccineze și vor fi și mai mulți dacă nu vor fi probleme. Eu nu cred că lumea se teme de un simplu frison sau un episod de febrilitate. Eu cred că lumea se teme de alte complicații mult mai grave și lumea speculează pe chestia asta pentru că e un moment sensibil, lumea dacă se teme imediat apar tot felul de oameni care vor să atragă atenția, vor să facă publicitate, vor să iasă în evidență și atunci folosesc tot felul de teorii din astea conspiraționale, tot felul de teorii din astea care nu fac bine societății și din păcate sunt și există, știți, reversul medaliei al mobilității informației pe Facebook, știți? Și o informație negativă îi difuzează și de multe ori informațiile astea negative difuzează mult mai repede și mult mai pregnant decât cele pozitive. Știți ce am observat însă în ultima perioadă? Nu cred că au atât de mare efect informațiile acestea false. Oamenii se tem de, așa cum bine a spus mai devreme, efecte adverse. Și întreabă câțiva telespectatori, vă adresează întrebări, spune cineva, domnule doctor, dacă am niște probleme de sănătate, ce îmi recomanda să fac? Menționez că nu m-am vaccinat din 2015, probabil pentru gripă sau altceva. Probleme de sănătate. Deci oamenii nu știu dacă pentru anumite probleme de sănătate... Sunt foarte puține și se refer la persoane care au imunitatea compromisă, și, dar foarte puține contraindicații. Nu sunt probleme sau nu sunt reacții... Cum să vă spun, că să fac studiile astea, ele sunt urmărite. Și să fac și la un moment dat și pe voluntari umani, știți că sunt, să oferă, da? vreau să mă vaccinez și atunci ei sunt monitorizați. De ce apar? Înțelegeți reacțiile astea adverse? Ei le urmăresc. De-aia și spun că au eficiență de 98% pentru că au făcut la 100 de pacienți și 2 n-au dezvoltat anticorpi. Și spun 98%, da? 98 asta înseamnă, 98 dintr-o 100, deci 2 n-au avut. Se poate întâmpla lucrul ăsta, e demonstrat. Deci la 1000 de pacienți sau 10.000 de pacienți, câțiva nu vor avea imunitate. Și atunci, ce să fac? Eu în loc să-i arăt pe el alții 99.000 care, sau 9.900 care au făcut imunitate, îl arăt pe la 1, 2 sau 3 care sunt și... Da. Altcineva întreabă, domnule doctor, dacă sunt probleme, tot probleme de sănătate, spune că face un tratament cu anumite medicamente prescrise de medic, da, aș putea să fac vaccinul. Deci întrebări din același registru. Oamenii nu în știu momentul în care vă prezentați acolo, da, se face un consult medical. Este un medic acolo care vă consultă și adresați orice întrebare doriți dumneavoastră sau aveți orice nelămurire și vă explică, dar oricum vă întreabă ei. Pentru că există anumite întrebări care se pun, da? Și le vă întreabă și la un moment dat întrebați și dumneavoastră, domnule, dar pot să fac, uite, iau următorul tratament sau am avut următorul tratament sau următoarea patologie, oare bine, nu-i bine? Deci există, face un consult. Tocmai de asta și sunt, pentru că sunt foarte multe forțe implicate aici, înțelegeți? Și de asta și a apărut probabil nemulțumirea colegilor care au fost implicați în vaccinare. Dar ce să facem? Probabil, până la urmă, statul, dacă o să fie nevoie, o să apeleze la medici militari sau eu știu la ce, la medici voluntari, nu știu la ce, că vaccinul trebuie făcut. Adică, cred că sunteți de acord cu mine că vaccinul trebuie făcut. Chiar dacă n-am eu nu știu beneficii, dar trebuie să-l facem pentru că, altfel, care e scopul activității unui medic? Nu? Să salveze viața oamenilor sau cum? Să prevină îmbolnăvirea, nu? Și atunci,
tu, ca medic, trebuie să fii, să faci ceva. Într-adevăr, nu zic că e bine să lucrezi neplătit, dar sunt momente când, eu v-am spus, și la noi pe secție sunt voluntari, există voluntari, există oameni care nu condiționează lucrurile astea, pentru că trebuie făcute. Într-adevăr, nu e, merge și voluntar, dar cât merge? O lună, două, trei, nu știu cât. Nu știu cum să zic. Dar trebuie să facem efortul să depășim acest moment. Și după aia vedem. Sunt probleme de organizare, sunt probleme pentru că nimeni nu s-a mai întâlnit problema asta acum, adică mi se pare foarte simplu. Nu înseamnă că eu le iau apărarea la modul că e corect să fie așa. Nu. Trebuie luate probleme, toate problemele astea discutate, văzute și rezolvate. Dacă oamenii trebuie plătiți, trebuie plătiți. Dacă au promis că îi plătesc, să-i plătească. Dacă au promis că așa e corect, nu? Când te duci acolo și votezi, ce faci? Păi pe cine votezi? Nu-i votezi pe aia care-i... Promit. Care-i... Da. Întreabă altcineva, pentru epileptici, ce recomandați, bineînțeles, cu vaccinul? Dar eu știu că au făcut. Au făcut, dar au fost... Dar eu am coleg care e epileptic și și-a făcut vaccinul și a așteptat 30 de minute de supraveghere și a fost foarte în regulă. Și n-au apărut probleme nici după. Păi nu. N-au apărut. N-au apărut probleme. Bun. Altcineva întreabă, domnule doctor, dar vaccinul este valabil pentru noua tulpină? Da. Adică are vreun efect pentru tulpina da. Cea nouă? Sunt mai da. Multe tulpini noi acum. Știu că acum, cea din Marea Britanie una, este mai... A doua dintre ele, da, da. Cum. Are vreun efect, s-a demonstrat. Deci acum ce să fac, că există tulpina 1, tulpina 2, tulpina 3, mai glumim și noi, da. Știți? 1, 2, 3, asta e. Da. Vaccinurile astea când se fac, ele se fac să... Deci și în general ele când sunt concepute de medici epidemiologi care ei calculează, aproximează, și nu mă refer la COVID, deci în general, la epidemiile astea de virale, da, care sunt în fiecare sezon rece, da, și ei se gândesc peste 3 ani de zile cam ce tulpină, cam ce mutații au loc, da? Și în asta constă farmecul și frumusețea meseriei lor, da? Că de-aia s-au făcut epidemiologi, ce vaccin să creeze ca să fie eficient pentru tulpina care va fi cu probabilitate atunci. Majoritatea, majoritatea virusilor au cam aceeași structură. Au o structură asemănătoare, adică au un pic și din coronavirus, au un pic și din, eu știu, deci sunt mai multe feluri de virus, da? Ei au o structură, cum să vă spun, de multe ori asemănătoare. Și de asta, cum să vă spun, chiar dacă nu creează o imunitate directă pe virusul respectiv, creează o imunitate indirectă, da? Care are efect. Și asta este. Momentan, tulpina nu s-a modificat atât de radical. Mai ales că se merge doar pe factorii ăștia de agresivitate, de replicare, da? De replicare, că el așa, ei să, virusul ăștia să replică, da? Și creează anticorpi, s-a luat factorul ăsta de apărare, care a fost, deci s-a mers anume pe, sunt niște desene foarte interesante și arată așa niște spine, așa, de fapt sunt niște proteine, și să iau spinii ăia care sunt pe virus, deci fragmente din ARN mesager, de fapt, așa, și, dar care nu sunt implicați în contagiozitate, ci în imunitate. Da? Doar în imunitate. De asta se spune că nu-i periculos. Că sunt luat doar zonele alea. Acum, că o fi dat așa un pic mai în stânga și a greșit și a luat mai multe partea a doua. Dar ideea este că se ia doar partea asta care este implicată în imunitate și se creează anticorpi. Faptul că în momentul în care se creează anticorpi apare o reacție a organismului. Da? O reacție metabolică, crește metabolismul. Atunci când crește metabolismul, crește și temperatura, deci faci febră, da? Apare frison, da? Tocmai asta, pentru că e o bătălie, sistemul imun îl găsește ca fiind antigen, deci ce ceva străin, da. Creează anticorpi și începe bătălia. Atunci înseamnă că organismul... Deci, lucrează. Da. Când nu reacționează, îți pui probleme. Că spui, da, domnule, are imunitatea scăzută. Și nu face febră, spre exemplu, cum este imunitatea la copilași față de persoanele în vârstă. Persoanele în vârstă au imunitate care reacționează mai greu, mai lent, față de copilași care au imunitate foarte puternică. Și observați și dumneavoastră, copilași n-au aproape nimic, iar bătrânii suferă cel mai mult. Bun, mai am mesaj, vă rog să răspundeți scurt. Spune cineva, eu m-am vaccinat pe data de pe 23 ianuarie. Da. Rapelul nu-l mai fac pe 13 februarie, cum am fost programată. Nu știm cum a fost programată, dar trebuie să vă anunțe. Știu că e un mesaj care ajunge da, cu 24 deci de ore. Deci eu am fost anunțat și din câte știu, cel puțin la noi, tocmai de asta ne-am axat pe rapel. Pentru că s-a făcut perioada asta de vaccinare și au venit toată ziua
și atunci ca să nu se încurce, să nu se bulverseze, tocmai de-aia să nu se creeze probleme, s-au axat pe rapel. Și au făcut vaccinare rapel, au luat decizia asta și acum merg mai departe. Da? Deci s-a vaccinat până acum, acum facem rapelul, după aia iarăși facem vaccinare, iar îți decizii strategii diferite. Și să fie sigur că sunt doze de rapel. Oricum, rapelul e posibil să fie tot pe 23 februarie de data asta, pentru că am văzut că se face la o lună rapelul mai nou. Pentru că sunt doze puține care vin de la producător. Celălalt telespectator spune, și dacă nu îl fac fiind epileptic, ce pățesc? Spune că este foarte frică. Dacă nu face vaccinul și s-ar putea îmbolnăvi. Băi, va fi continuare foarte frică. Da, din păcate frica posibil să crească. Nu, dar și... în cazul în care s-ar îmbolnăvi, da, ar fi infectat cu SARS-CoV-2, da, într-o astfel de situație de sănătate, sunt probleme, pot apărea probleme mai mari, nu? De ce? Că nu e vaccinat. Pentru o persoană epileptică, așa, care ar face COVID, da, reacțiile ar fi, adică ar putea ajunge într-o situație gravă, asta întreabă telespectatorul. Nu are legătură una cu alta, m-ați înțeles? Deci, indicația păi nu are legătură vaccineze, una cu alta. Sunt oameni care fac, adică că începem iară să revenim la discuțiile despre COVID. Sunt persoane care sunt asimptomatice, că știm, nu? Sunt persoane care fac forme foarte ușoare, sunt persoane care ajung în terapie intensivă, sunt persoane care decedează. Acel lucru se aplică și în cazul ăsta. Eu nu știu să fie, spre exemplu, o chestie specifică pentru epileptici, că se întâmplă ceva sau să există niște manifestări specifice, că par exista, eu știu, ghiduri de tratament în SARS-CoV-2 pentru cei epileptici. Da? Acum, eu de unde să știu, dacă se contaminează, poți să fac o formă ușoară sau mai puțin ușoară, dar dacă nu te vaccinezi, nu ți-e clar că nu e bine? Și cu atât mai mult că se vaccinează. Eu v-am spus, am caz concret, coleg de-al meu care s-a vaccinat și în afară de faptul că, deci noi am stat 15 minute, dar el pentru că a avut problema asta de sănătate preexistentă, el a așteptat 30 de minute, a fost monitorizat 30 de minute. Alt telespectator vă întreabă pe dumneavoastră, da, personal despre situația pe care ați povestit-o mai devreme. Spune, domnule doctor, la cât timp după ce ați făcut rapelul au apărut problemele? Rapelul l-am făcut la ora 10, să zic, și problemele au apărut seara, pe la 8 seara, 10 seara, așa, cam așa. Deci cam deci după 12 ore, da. Au început, da, seara. De obicei, cam așa apar și în febră, seara crește temperatura și, da. Nici nu mi-a dat seama treptat, dar știți cum e, că în momentul în care mi s-a făcut un pic frig, așa, și zic, da, e frig în caz, nu, nu-i frig. Ba, da, e frig, cum nu simțiți că e frig? Nu, nu-i frig. Ți se pare ție că e frig. Și zic, aură, fac, știți că stai așa și te gândești, vine ceva, hai să vedem ce se întâmplă, da, știți? Da, da. Și ușor așa, dar glumind, adică a fost, cum să vă spun eu, a fost o atmosferă foarte, v-a zis că soția mea m-a și filmat când făceam frison și eu spuneam, vaccinați-vă, vă ajută foarte mult vaccinul, da? Da, chiar dacă frisonați, da, vaccinați-vă. Dar v-ați dus la spital, nu? Am fost, eu, sincer, da, am fost, pentru că, deși nu mai frisonat trecuse perioada aia, nu cobora temperatura. Deci aveam în continuare febră, deși luasem două medicamente, nu, așa a fost la mine. Și m-am dus, am preferat să-mi pun o perfuzie, pentru că sunt din domeniu și așa, m-am dus la spital, am preferat să mă duc acolo să cer sprijinul colegilor mei. Și l-am primit și am plecat acasă. Deci am făcut tratament și am plecat acasă, la o oră. Într-o oră am plecat acasă și am venit acasă și a fost tot în regulă. Adică deja eram mult mai bine, știți? Acum eu nu știu, poate dacă nu m-aș fi dus la spital ar fost la fel. Dar era târziu și zic, hai ca să nu ne mai chinuim toată noaptea, de știți, a fost așa o soluție. Poate dacă îmi pun o perfuzie sau eu știu, am zis și eu așa, știți? Că hai să mergem totuși la spital să... Foarte bine, și cerem sprijinul colegilor și către cei fost, care ar putea avea probleme, da, să vină la spital, nu să aștepte acasă, nu? Da, au fost, deci nu aseară, alaltă seară, o colegă de la ambulanță tot așa, deci a venit și a venit cu frison, era în timp programului. Tot după vaccin, nu? Da, da, era în timp program, adică și a frisonat și stai liniștită. Am trecut prin stai asta, liniștită, nu? Și eu a fost de seară. Serios, da, zic, stai liniștită. Era, vă dați seama că frisonezi și te sperie, adică te ia așa, evident. Da. Da, da, asta nu înseamnă că toată lumea a făcut frison, deci nu toată lumea, dar
te obișnuiești cu ideea asta. Adică e clar că există avantaje și există niște beneficii atât de mari ca să te vaccinezi. Da? Deci, pentru, chiar și pentru un episod de frisoane. Eu vă spun și am vrut să-l pun pe Facebook, credeți-mă, dar tot ca să conving oameni să vină să vaccineze, să vadă că nu e așa o problemă. Dar m-am gândit că totuși aș depăși niște bariere care... Nu, poate i-ați fi speriat pe unii care erau hotărâți. Pe unii, dar pe alții, de ce nu? Păi, dar mesajul era veniți și vaccinați-vă. Da? Uitați, da. Eu am frison. Da, adică eu, dar știți, noi asta mă întrebați, eu sunt militant pro-vaccin, adică eu vreau să vaccineze lumea, să ieșim odată din nebunia asta, să terminăm, pentru că noi chiar suntem în linia întâi și ne-am săturat, la modul că nu că ne-am săturat de că suntem în linia întâi, dar se prelungește foarte mult și noi lucrăm în niște situații excepționale și suntem epuizați și suntem obosiți și suntem, cum să vă spun, colegii mei să plâng, toată lumea să plânge, nu putem să ne luăm concedii pentru că suntem mulți care ne luăm, cum să vă spun, intrăm în concedii medicale, că sunt bolnavi, noi părând așa ne-am cam îmbolnăvit aproape toți, dar mai sunt care nu au făcut boala. Avem colegi care încă nu au făcut boală. Că am avut condiții bune, am respectat regulile de distanțare, de echipare, de asta, înțelegeți? Și, nu știu, vreau să terminem, Arip, și eu chiar sunt implicat, nu trebuie să mă plătească nimeni. Nu trebuie să am niciun... Deci eu vreau să... Bine, nici nu stai toată ziua așa, eu așa m-am gândit că ar fi fost un lucru, dar cred că ar fi fost prea wow pentru Buzău. Știți, doctorul Zoica sau eu știu cum ar fi fost, ăla face frison și să... Nu mi s-a părut totuși cam exagerat, dar am pus-o pe un grup intern, așa pe WhatsApp, am pus asta și chiar imediat au reacționat colegii, cum vă simțiți, și zic, stați liniștiți, totul e în regulă, dar am vrut să vedeți că e în regulă, deci nu e așa o problemă mare. Și nu trebuie să vă temeți, chiar dacă... Deci, beneficiul este atât de mare. Deci, compari, cum să vă spun eu, salvarea vieții cu un episod de frison la care e un antiinflamator și treci. Și am spus, uitați, n-am nimic. M-am zis la muncă, n-am nimic. Sunt apt combatant, deși azi noapte am avut ce am avut. Nu vă fie frică, vaccinați-vă. Credeți-mă că așa a fost. Vă cred, domnule doctor, că știu că așa faceți. Vă încurajez să îi convingeți pe cât mai mulți dintre colegii dumneavoastră nehotărâți și dintre buzoieni. Așteptăm cu toții să avem vaccinuri pentru toată lumea și să nu mai așteptăm la coadă. Vă dați seama că dacă noi, deci dorința mea, deci eu mi-ar fi dorit foarte mult ca acest vaccin să fost românesc, să-l producem noi. Și atunci era altceva. Da, nu? Era extraordinar. Era extraordinar. Și încrederea era mai mare. Păi nu. Da. Și patriotismul nostru, dar vedeți că sunt bătălii foarte mari, s-au investit sume foarte mari la firme foarte mari. Iar noi nu avem o industrie atât de dezvoltată și atât de puternică. Dacă înainte era ce era și erau alte situații, așa, dar acum s-au deschis granițele, e vorba de management, de marketing, de strategii internaționale și tot așa. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, din păcate nu mai avem timp, dar o să ne revedem curând și mai povestim și despre campania de vaccinare și despre ce se întâmplă la UPU. Da. Bine? Să rămână. Sănătate multă, domnule doctor, și mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi, urmează jurnalul imediat. E o oră care a trecut foarte repede. Foarte repede, da. Da. Seară frumoasă, la revedere. Să rămână.